Mai mulți călărășeni au participat la ședința Consiliului Local al municipiului Călăraș pentru a-și exprima nemulțumirea cu privire la majorarea tarifului la apă și canalizare. Pe de altă parte, la ședință au participat și salariații Ecoaqua, care au declanșat acțiuni de protest, nemulțumiți fiind de salariile mici. La finalul ședinței, directorul Ecoaqua, Cezar Neagu, a prezentat motivele care au dus la solicitarea majorării de tarif. Dintre cetățenii care sunt în sală, dacă în afară de domnul Duican, domnul Șerban și domnul Maricel Cosmâncă, mai vrea cineva să ia cuvântul, după care o să întreb și pe distinșii mei colegi consilieri. Deci să înțeleg că din sală nu mai vrea nimeni dintre cetățeni. Vă rog, deci primul înscris la cuvânt este vorba de domnul Duican. Fără domnul Duican, vă rog. Domnul vice, am o problemă. E o problemă a orașului. Eu am mai ridicat această problemă într-o sfătuire a dumneavoastră la primărie. Problema apei potabile din municipiul Călăraș. Ne aflăm pe locul 24 cu materialul domnilor. Suntem înaintea Timișoarei, înaintea Ploieștiului și înaintea de ce atât de mult crește apa de la un an la altul, sau poate și mai des? Luna trecută am primit o factură la același consum de apă pe care l-am avut cu luna anterioară, cu câțiva lei în plus. Nu ne explicăm de ce. Pierderi nu sunt. La bloc nu curge nici picătură de apă. Luând de la apometru din stradă și intrând în subsol, nu există nicio pierdere. De ce apar aceste consumuri în plus față de ce mai mult de atât, da? Solicităm din 1900 și ceva ca pe Tudor Vladimirescu să umble la canalizare. Pentru că canalizarea de acolo nu mai corespunde preluării apelor menajere care merg de la blocuri. Am vorbit și cu domnul director Neașu, am o grămadă de adrese făcute atât la primărie cât și la apă. Am rămas cu ele și nimeni nu întreabă. Am acasă cârlit, mă duc în stradă, ridic capacul, mă uit, văd dacă e nevoie, sun la apă. Vine, într-adevăr, mașina de sundă. Dar e obligația alocatarilor să facă treaba asta? Bun, am notat. S-a mai notat și atât, domnul vice, și fără rezultat. S-a făcut o intervenție acolo între blocurile la B16 și B15. S-a săpat canalizare, s-a făcut, iar blocul B15 încă nu era acordat la canalizarea care a făcut-o. De ce nu se urmărește? De ce trebuie să plătim noi toate orele sparte pe care cei de la apă le gestionează? Dăm cuvântul domnului Maricel Cosmâncă. Bună ziua! Vreau să vă spun că reprezint sindicatul Familia din Ecoa Călăraș, cu număr de peste 500 de salariați. Ce să vă zic, suntem puțin obosiți, venim de la pichetare, ceea ce va urma și mâine, și bănuiesc că săptămâna viitoare. De ce am venit noi? De ce facem aceste acțiuni sindicale? În primul rând, vreau să vă spun că de ani de zile, de când salariul minim pe economie în ianuarie se mărește, noi am fost nevoiți ca, era și normal, să nu lăsăm necalificatul, acela salariu ca și calificatul, să mărim salariile pe grilă. În fiecare an am luat salariul 2, 3, 4, 5 luni de zile diminuat, cu zero în față. Și anul trecut, și în 2017. Vă mai spun încă o chestiune. N-am mărit tariful la apă din 2017, când salariul minim pe economie era 3.170. Gândiți-vă că acum este 5.000 mediu brut pe economie. Scuzați. Mediu brut pe economie. Acum, de la 3.000 și ceva, a ajuns la 5.000 anul ăsta, în 2020, 5.400, în mod sigur. Procentul care a mărit salariul, nu vreau să vă mai spun, că și la nivel de județ, deja în acest moment, la nivel pe județ, mediu brut, e mai mult decât la Ecoaqua cu în jur de 10.000 de lei. La nivel de județ. Totuși suntem o companie de apă, nu facem nici cuie sau pantof, vrem să fim respectați, vrem să muncim, vrem să dăm apă bună, vrem să o dăm continuu,
și vrem să nu mai luăm cu zero în față. Da, aveți o solicitare către primăria Călăraș, către Consiliul Local, în mod direct, sau vreți să prezentați situația în care vă aflați tuturor? Am pus-o verbal situația asta. Dacă va fi cazul, vom face și în scrisuri, fără discuții, noi deja am început acțiunile sindicale. Vă rog, probabil dacă sunteți de acord, săptămâna viitoare stabilim o zi și o oră în care să putem face o masă rotundă împreună și cu conducerea dumneavoastră sau cu cine doriți, iar de la primărie, de asemenea, cu persoanele abilitate și care pot să vă dea un răspuns competent. Acum aș vrea să dau cuvântul domnului director Cezar Neagu, care are un material aici, și a domnului director Neașu. Am un material depus la mapă, virăzabit de toate problemele astea cu apa și cu mărirea tarifului. Ce aș vrea să spun înainte de a-i da cuvântul domnului Neagu, și mă adresez aici distinșilor mei colegi consilieri, este faptul că mai toți dintre dumneavoastră știți foarte bine că ECO Aqua Mot Timișoara a făcut, începând de pe vremea domnului Dragu, niște eforturi deosebite și au ajuns la niște performanțe cu totul și cu totul deosebite, în condițiile în care personalul bine pregătit, oameni foarte bine pregătiți din vechea generație, cu salarii mici în condiții deosebite, să ajungă la performanțe extraordinare. Mai mult decât atât, cu programele care le-au dezvoltat, au reușit să aducă și să implementeze până aceste proiecte niște utilaje foarte performante, niște utilaje noi, drept pentru care noi bem o apă extraordinar de bună, o apă mai mult decât apa plată. Toate aceste sisteme, dispozitive, aparaturi, mașinării, trebuie să întreținute. În momentul în care nu reușim să întreținem aceste utilaje, vom ajunge de unde am plecat. De asemenea, e foarte adevărat și este deranjat, așa cum bine a punctat și domnul Dragu aici în ședință, că nimeni nu vrea să plătească mai mult. Dar vreți să reducem pierderile. Pierderile, domnilor, nu se reduc decât într-un program de investiții, care program de investiții necesită bani și pe care acești bani trebuie să-i atragem de pe unde îi atragem, dar sigur că și noi ca cetățeni trebuie să contribuim cu punctul ăla, cu puținul ăla al nostru. Asta este o poziție a mea personală și a încă mai multor colegi din primărie. Sigur, nu știu dacă toată lumea agrează acest punct de vedere, dar să știți că toate instalațiile se mențin cu oameni bine pregătiți, cu oameni bine plătiți, pe care s-ar putea să nici nu-i mai avem, pentru că e foarte greu cu forța de muncă. În momentul în care și plătim prost, nu știu dacă o să îi mai găsim. Și atunci utilajele și mașinile o să stea și o să se uite la noi. Cel mai grav este ca într-un oraș să n-ai apă. Restul se mai rezolvă. Avem acest tarif care este astăzi practicat de către Ecoaqua. 4 lei și 11 bani cu TVA cu tot pentru apa potabilă și 3 lei și 75 de bani pentru canalizare și epurare. Tot TVA. Cu mențiunea că la canalizare mai adăugăm un coeficient de 0,9 din cantitatea de apă și cantitatea facturată la canal este diminuată un pic. 90% din prețul apei, din prețul cantitatea. Luând în comparație cu alții, fiindcă am fost acuzați că e scumpă, că la Călăraș este apa foarte scumpă, vreau să vă spun că dacă vă uitați pe site-ul ANRSC-ului, care este autoritatea care ne avizează nouă tarifele din punct de vedere tehnic, corectitudinea acestora, o să vedeți acolo că sunt la zi date și la sfârșitul anului 2019 Ecoaqua era pe locul 32 din 45 de operatori. Adică nu avem totuși chiar cea mai scumpă apă. Și trebuie să țineți cont că suntem într-o zonă de câmpie, că totul trebuie pompat,
și apa potabilă și apa e curată, trebuie pompată. Avem deja în Călăraș la ora asta 15 stații de pompare a apelor uzate. Mai mari sau mai mici, cu personal sau fără. Tariful pe care vi l-am prezentat un pic mai înainte este aprobat în 2017 și procedura de aprobare a tarifului se declanșează cu câteva luni bune înainte, adică undeva în sfârșitul anului 2016, cu datele anului sfârșitului de an 2016, se face această aprobare pe baza unui dosar foarte voluminos, pentru că oamenii ăia țin dosarul acolo și îl studiază foarte amănunțit și taie din el, din propunerile voastre, doar de date istorice. Adică facturi, copii după facturi, tot ce înseamnă cheltuielile pe care le face Ecoaqua, salarii, taxe, impozite și tot ce mai se... toate cheltuielile care mai se fac de către compania noastră. În toată această perioadă de 3 ani de zile, salariul minim pe economie a crescut de 60%, poate și mai bine de 60%. De la 1370 parcă la 2080. Am încercat și eu să mențin salariile angajaților companiei în limitele rezonabile. Și în niciun caz nu le-am crescut cu acest procent. Am crescut odată cu 10%, am mai crescut odată cu 7% și acum, în ianuarie, pentru că a venit guvernul cu o nouă ordonanță de salariu minim pe economie, am mai crescut cu 7,2%. Acest 7,2% nu este prins în propunerea pe care o aveți la MAP. Și așa cum a spus-o și liderul de sindicat, există o prevedere în contractul colectiv de muncă și eu apreciez lucrul ăsta că oamenii salariații Ecoaqua au înțeles că înainte de salariile lor este, au pus supraviețuirea companiei. Pentru că ei n-ar avea loc de muncă și salarii dacă compania n-ar fi viabilă. Există această prevedere care spune că salariile după primele 6 luni ale anului, dacă compania nu este pe profit, se corectează, e o formulă de calcul și de-aia dânsul a spus că la fiecare creștere de salariu minim pe economie au fost câteva luni ale anului până am reușit să redresăm situația în care le-am acordat salariile cu zero față. Din fericire, și aici trebuie să spun, cu sprijinul în special a primăriei Călăraș, dar și a celorlalte OAT-uri, am reușit în fiecare an să redresăm situația până la sfârșitul anului și le-am acordat o primă care de fiecare dată a acoperit pierderea de salarii din lunile respective. Ei sunt îngrijorați și pe bună dreptate că e posibil ca anul ăsta să nu se mai poată realiza acest lucru și la negocierea salarială avută în luna ianuarie pentru corectarea salariilor cu această creștere a salariului minim au acceptat ca acel coeficient calculat pe baza formulei să se aplice după 4 luni, nu după 6 luni. Și pericolul mare este ca în mai salariile la Ecoaqua să nu poată fi plătite și, Doamne ferește mai rău, să nu putem plăti energia electrică, reactivii, datorii la buget și așa mai departe. Da, am avut discuții, pentru că trebuie să înțelegem un lucru. Și, de fapt, dumneavoastră știți, Călărașul este cel care susține Ecoaqua. Da, și mai știu. Da. Majoritatea discuțiilor și timpului îl aloc discuțiilor cu domnul primar, cu ceilalți viceprimari și cu aparatul tehnic. Și vorbeam de opțiune. Opțiunea a fost să ducem apă către toți. Cât mai mult. La ora asta avem 98% la apă și vreo 87% la canal. De calitate nu mai vorbesc.
Și în propunerea pe anul ăsta, care urmează, am încercat să prindem și niște lucrări și niște activități care să ne ajute în direcția reducerii pierderilor. Și munca lor 8 oameni, plus încă 4 echipe care lucrează în zona de reparații propriu-zise, s-a văzut. Nu se vede spectaculos, că asta este o muncă pe termen lung. Nu poți să o faci astăzi și gata, bați din palme și se rezolvă. Vă arăt graficele de la stația de tratare apei pe o lună de zile. A scăzut consumul de noapte, care în realitatea și asta este. Ăla indică nivelul pierderii. A scăzut în luna mai a anului 2019 față de luna mai a anului 2018 cu 50 de metri cubi pe oră. Consumul de noapte. Ăsta este efectul muncii de 2 ani de zile pe care oamenii ăștia l-au făcut. Ăsta este efectul. Da. Am făcut pus o muncă deosebită ca să schimbăm contorii cu contori de clasă superioară cu telecitire. Anul ăsta sper să finalizăm telecitirea întregului oraș.